Păi, tate, mergem în... Salut! Noi mergem acum în pădure să văd dacă a început să se facă burețile astea de sfârșit de mai, iunie, vineciori, mitărci, hribi, curcuțe, na, ce să fac acum, să vedem dacă eu sunt doar în recunoaștere, nu, nevastă mea a venit de la schimbul 3, eu n-am mai fost la servicii astăzi, așa și ca să o las să se odihnească, să o doarmă, n-o deranjez, eu am plecat la pădure și uite că deja e înnorat. Și ne dă și doi stropi de ploaie, văd că o vedea dacă nu ploua de bine, dacă nu, chiar bine, nu e un deranj. Eu sunt la un piculeț de mișcare, o vedea, dacă o găsi, vă arăt și dumneavoastră. Bă, copii, a început. Au început să se facă, ia uite, băi, ce am găsit aici. Ia uite ce am găsit aici. Ia uite un vinecior frumos pentru ăsta, îl facem. Uite și cu unul mic lângă el. Și mai am unul aici. Îl facem nițele, bă, pe la mare, iar ăsta îl punem la cuptor. Uite. Îl punem la cuptor, acoperit cu folie, usturoi, un pic de ulei, înăbușit, usturoi îl punem la urmă și mai înăbușim un pic și facem și o mămăligă mare și îi servim. Uite, uite ce vinecior tinerel frumos și și ăsta e tăiat, să vedem. Să vedem, dar n-are cum să nu fie bun, uite, n-are vermuș, uite, e sănătos, deci umblând după ei. Am unul mai mare acolo, dar ăla cred că are ceva surprize prin el, cred că are ceva surprize și mergem primul, și mai am unul, uite. Primii bureți, primii vinecior, primii, nu știu, la mine, la Panciulă, unde-s născut eu, din satul meu natal, în Vrancea, și se spune pânișoare, îi spun. Uite ce frumusețe, uite, a început, a mâncat un pic melcul pe aici, și asta e drept dovadă că sunt comestibili, nu sunt otrăvitori. Dar, uite ce. Păi mergem și căutăm. Și căutăm ce facem și în cei mai mari. Facem și jnițele. Înseamnă că am activitate astăzi. Încă n-au explodat ei. Așa, cum trebuie. Aici cu alea câte unul, de sunt la început și ei. Dar după ploile, așa și cu iud. Iud de iarba. Păi, prin pădure. Iudă și... Chiar și acum a dat un pic de ploaie. Iudă. Dar... Noi bai, că e udă ploaie, că aia sunt o grămadă țânțari, eu sunt la mânecă scurtă. Sunt o grămadă țânțari, când te oprești, te pui un pic cu fundul în sus, aduni o aia tabără pe tine, toți. Toată suflarea asta de țânțari, de pădure, drept pe tine, e călare. Dar nici ăsta nu prea mă... Na. Nu, prea că na, fac parte de natură și așa că la ce să
ne supărăm că sunt în țară, că sunt, că e udă iarba, că plouă, că e nor, că e lacer, să ne supărăm că, că e viața scurtă. Dacă ne supărăm, tot aia e. Așa că nu-i deranj pentru mine. Să mai umblă să văd ce ai găsit și dacă n-ai găsit, n-ai găsit. Mai așteptam o săptămână și după aia o să explodeze toți. Da. Uite, mama aici un vinecior veritabil. Un vinecior veritabil, uite, mai am unul. Mama aici un vinecior veritabil. Acesta e... Uite, asta e bun tot la fel pentru șnițel. Nevasta îi dă prin ou, prin făină, îi prăjește. Și uite ce, ce curățel, ce fain, uite ce rizuri are. Uite, uite, asta e un pic mai verzuliu. Dar sunt unele mai vineți, mai ăia sunt vinecior. Pe aici, pe Dâmbuța, așa le spune la mine, la Panciu le spunea pânișoare, pânișoare. Uite ce, ce frumusețe. Suntem la sfârșitul lunii mai, adică aproape 26 astăzi. Începe așa burețe, am vreo lună, o lună jumate, tot adunăm din ăștia. Îi facem șnițele, mâncăciula, ma, tocăniță, ciorbă, merge ciorbă, tocați care vrei să îi toci și pui în punguțe la congelator și mai scoți așa o ciorbică acră, acrită cu, cu bulion de zarzăre, de corcodușe. Na. Și ăștia șniți, mie îmi plac șnițele astea și la cuptor. Cel mai tare, șnițele și la cuptor, la bușiță așa, cu mușdei, mămăligă. Și îmi plac șnițele, fac mușdei de usturoi și îl tăvălesc așa, bag prin mușdeiul ăla și îl bag totodată în gură. Și ce să, na, eu vă explic acum, probabil vă fac poftă, da? Îmi cer scuze pentru, pentru treaba asta, dar asta e. N-am cum să vă povestesc, că uite ce, ce sănătate, ce frumos. Asta în 100.000 natural. Nu poate să zică cineva că asta e, na, cu, cu toată poluarea din atmosferă, așa n-au niciun fel de poluare aici în pădure. Da, mă, tati, și merge și mai căutăm. Însă răluțe acum sunt rari, că asta e abia la început sunt. Asta e prima oară când vin după ei, dar tot o să vin, că mie îmi place. Nu că o să-i mănânc eu pe tot, că o să mai distribui nevasta, dă pe la prieteni, pe la, na. Mai o pun și eu acolo o pungă, două, trei în congelator, în spălați, scurși și în punguțe, na, țincilate în congelator și restul, na, altul, eu, mie îmi place de câte ori am ocazia, plec la pădure, mă relaxez, mă plim, mă mișc. Și mai adun și ce mai găsesc. Asta nu stau acasă, că n-am ce să fac la bloc. Na, dacă eram la țară, adică făceam treabă în curte sau ce făceam vezi la țară. Na, dar acum e închis și pescuitul, nu mă duc la pescuit că e închis. Uite aici, asta e vineciorul veritabil. Vinecior, vinecior, veritabil. Uitați-l aici. Asta e vineciorul care e veritabil. E culoarea asta așa. Da, nu știu eu ce culoare. O culoare, nu știu ce culoare. Asta e vineciorul. Vineciorul, vinecior. Da. Și sunt unii și mai... mai movulii, mai vineți. Da.
Uitați, ce frumusețe, tinerel, asta e. Uite. Cărniță naturală de pădure. Uitați, aici o să descoper acum un vinecior. Un vinecior care vă spuneam, veritabil. Dar, mamă, uite, asta. Asta e cel mai veritabil vinecior din și față de celălalt din înainte. Uitați. Uitați, ăsta e viniciorul, care îl recunoască ăștia pe aici, prin dăbuiță. Dar au diferite culori. Din cauza luminii, din cauza pomilor din jur, au diferite culoare, și cu verde, și cu vânătul, cum era ăla din înainte. Uite, ăsta e tinerel, o să-i rupă, o să-i tai codița și o să-l băgăm la sacoșă, să-l culeg curat. De fapt, toți sunt curați aici în pădure. Ăsta e destul de bătrân. E bătrân. A avut deja și gândăcei care au mâncat din el. N-ai ce să cauți. Noi adunăm pe ăștia tinerii noi. Da, dacă a fost unul, trebuie să mai fie vreo unul prin jur. Dacă nu mai e, merge mai departe. Mama, uite, m-am oprit și atâta vă arăt. Probabil că s-aude zunjetul în țărilor. E ciucure pe mine. Aude. Auzi cu ce viteză. Trece pe lângă. Hai, mă, și uite, am aici, uite, am doi hribi. Uite, doi hribi frații jderi, uite, frumoșei. Doi hribi tinerei, lipiți, uite, siamezi. Sunt doi hribi siamezi, uite. Și o să-i luăm. Ar fi trebuit un pic mai mare, dar dacă îi lași să mai crească un pic, fac vierme. Am găsit o grămadă de mitărți, acum, dar cu viermănoase. Na, o să facă, tot o să facă mitățile, hribii. Dar mai târziu ori, când o începe explodeze și vineciorii și ăștia ca lumea, atunci o să mai facă și hribii și venim după ei. Na. Dar pe ăștia îi luăm. Uite, sănătoși, tot îi băgăm la... Îi băgăm la tavă, băi, la tavă. Uite, îi băgăm în celebra asta plasă de... care au cules, au cărat la viața ei și zbârciuni și măreți de mărăcine și de prun și de și muguri de brad și stoc și e celebra plasă de la plus vechiul plus și acolo e mare pene market și ce mai cu mai zice acum, da. Na. Ce? Și mergem și poate mai găsim. Ce găsim de toate nații. Luăm tot ce găsim bun, fără mișcători, că na, aia nu ne interesează, că avem de unde alege, culege, alergăm, facem la kilometri prin pădure. Nevasta o să doarmă, cred că s-a culcat pe la 8:30, o să doarmă săraca. După 12 ore de muncă, care recuperează pentru 1 iunie acum. Și a găsit la 12 ore, că nu putea să recupereze în două sâmbete. Na, sau o sâmbătă, nu știu care e ideea lor, dar acum asta e. Uite, mai avem aici un... Dar asta nu luăm, că e altă nație, e... E aia halogenogenă, mi se pare că. O să luăm și curculițe dacă găsim. Aici zice curculițe. Dar nu o luăm pe asta, că asta mi se pare că e, nu e. Nu e aia. E bună, vă mănâncă gândacul. E de aia bună, dar a mâncat tot. Uite, avem aici un musafir care servește de zor. Vezi? El a rupt-o, el a... Și-l lăsăm să mănânce în pace. Da.
Uite, ca să vă arat că, uite, hribul ăsta e terminat, e de mult, e foarte bătrân. Asta ar trebui cules ca cu o săptămână, urmă, două, mai bine. Și asta, uite, s-a dezintegrat pe lângă, nu mai e, nu e bun. Uite, și de-aia spun că am văzut mai multe din astea. Dar, na, să fac în continuu, nu e o problemă. Na. Că tot vă spuneam că am tot dat de hribii de ăștia bătrâni și terminați. Uitați-vă ce puternic e. Da. Uite ce a ridicat aici. Uite. Dar pe sub el mai avem, uitați ce. Uitați, avem de ăștia mai micuți. Uite. Avem copiii dânsului. Copiii dânsului, ce frumos. Ăsta, hai de mine că n-ai virme, e o găurică, da. Uitați, ce frumusețe, punem acolo un tavă spălat și... Da, uite, alți vineciuri aici, dar vă spunem că sunt de diferite culori, de... uitați, ăsta e un pic mai albicios. Dar tot pânișoară, cum îi spune la mine în zona unde m-am născut, în Vrancea, tot aceeași treabă e, uitați. Da, dar neavând lumină, ultravioletele îi dă culoarea și vegetația din jur. Că ei sunt, să spunem, camuflați, nu știu ce să... Da, uite ce... Na. Și mai am unul verde. În partea mai față, e mai mare la, ia să vedem, care e și mușcat de dumnealui Melk. Uite, am mâncat din el. Dar e sănătos. Ăsta e sănătos, are aici o gazdă, dar o să îi las și lui să mănânce, că îi place coada. Așa, și să pun aici. Așa. Și restul luăm noi și îl facem șnițel. Uite. Da. Că v-am mai spus, dacă sunt gândaci și melci, mănâncă, găsești melc sub el, sunt comestibil, dar are altă culoare, un verde, mai mult unde e și plope și să fac ăștia. Da. Tot la șnițel, taie coada o pune la pentru cuptor și el o face șnițelul, pălăria. Eu m-am cam mudat, că e udă iarba dacă a plouat. Am dat și acum o câțiva stropi. Ba e soare, ba e nor, alternează așa, soare, nor, stropi de ploaie. E o zi, faină, dar, na. Dacă n-ar fi plouat, s-am fi așa, nici așa nu se făcea. De-aia e bună ploaia. Adică, codul, natura, ne dă roade, ne dă, na. Și noi, unii dintre noi, profităm, care place să umble prin pădure, profităm de natură, de codul. Când e sezonul, că, na, după sezon, așa. Mai să fac ăștia vineciuri, să mai fac și undeva în toamnă. Dar, na, eu în toamnă nu prea mai culeg din ăștia, culeg doar dacă ar fi hribi, mitărci. Ana de toamnă. Pleurotus, mai culeg ghebe, o să vină vremea ghebelor, când o fi ghebe, faine. Mure,
Păi, mure, mă duc după mure, am făcut vin, am făcut vreo 6 decade de vin. Anul trecut. Am pus, am și acum mai mănânc, am, chiar astăzi am scos 3 cutii de frăguțe puse la congelator. Mure și așa, din congelator le-am pus să se dezghețe și le mănânc dimineața, după ce mănânc ca așa un mic dejun, mai mănânc și câteva fructe din nasa de pădure. Că și asta 100.000 naturale. Da. Curculiță, așa în populare zice noi pe aici, curcuci, curculițe. Da. Deci. Curculiță, curculiță. Titulată de fix aici. De unde stă frunze? Frunze. Ce frumusețe aici. Uite ce frumusețe. A, uite ce frumusețe, tate. E? Asta e de pus în ramă, tate. Uite ce... ce frumusețe și cărnos. Și cărnos și sănătos. Uite ce faine. Bine. Îl băgăm la sacoș. La celebră sacoș. Un hrib fain, frumos, uite, curat, fără nicio șmecherie de verme. Băgăm la traistă. Am unul exagerat de mare acolo, dar ăla cred că e deja, uite cât e de mare. Da, e deja terminat. Asta e terminat. Altă tinerică. Altă tinerică, uite. Tinerică e. Și frumoșică, tinerică, frumoșică. Da. Și-o băgăm la plăsică. Suntem la lacul din pădure, la Ghirdoveni. Pe vremuri venea și pescuiam aici. Pescuiam pe aici. Lacul din pădure. Haide. Ah.
Mai vin unii, mai pescuri pe aici, de până păduri și asta, dar te mănâncă țânțarii ca naiba. În țânțar aici, face melodii de la broscuți. Da, e caras. Avem aici, uite, tomberon. Foarte frumos, uite, sunt și mizerii aruncate în săgultea asta. Cred că se ocupă pădurarea asta de aici. Mai încolo e casa pădurarului. E frumos ce lac, e mărișor, apa a avut tot timpul. Da. Apa a avut tot timpul. Aici e canalizarea. Da. Vine ăștia mai pescui pe aici, care mai vine, dar te mâncă țânțării. Țânțării mei ca la balamuc. E frumos aici. Pădure, aer, melodie. Dulce. Am lăsat și mie melci. Am mâncat și mi-am lăsat și mie. Să aude tună. Tună, cred că vine o ploișică. Cred că vine o Mr. Ploaie. Și uite acolo unul fain. Uite unul sănătos aici. Uite ce sănătos e. Uite-l. Chiar doi. Uite, chiar doi, uite. Ia să leau și pe ăsta. S-ar putea să fie trei, dar... Nu mai. Uite. Ce frumos e. Da. Eu stau de ploaie. Mă prinse și ploaia prin pădure cu alune, în pădurea cu alune mă prinse ploaia. Și stau să treacă niște ploaie, văd deja la ce vreau să lumineze în partea aia. O, aici de ploaie. Iată o ploaie mai gravă, nu? Uite, cu de traiul, cu drumul de azi, cu drumul pe care se duc. Ce fac? Ce să facem dacă mă prinde ploaia? Da. Am avut la mine de ploaie, că nu plec niciodată vără.
ceva de ploaie. E, da. Și acum mai stau să vedem, după la 5 grade soarele, mai am un pic. Da, stă pe aici, să nu trece, doamna, doamna, ce să faci? E foarte e bine primită ploaia. Ploaia e bine primită. Da, ce să... Ce poți să te pui contra, împotrivă? N-ai. Păsărelele le doare drept la vrăbiuță. Ia uite ce ciripește. Na. Foarte bună ploaie. Foarte, foarte bună. Ena nu cred că se vede de aici. O, de cur de puraile pe drum. Nu știu, mă iau pe drum, nu mai avem de durere. M-a adunat o jumătate plasă de burez din aia. Asta te treacă ploaia și o tai spre mașină în gură. Pipilos. Mintenaș. Mai îmi face, mai îmi dă decât un bliț. Gata, băi, m-a dus spre mașină. A terminat cu păi, a trecut. Ce asta? A venit așa mai gălăgioasă, mai năzdrăvană, mai... A făcut gălăgie. Și acum m-a dus spre mașină. Am o jumătate de plază de bureți. Hai, bag la spălat, că eu mă ocup, eu alerg după ei, eu îi spăl. Nevasta o să-i facă mâine, când s-o trezi, îi spal, îi pun la scurs, îi bagă în frigider și când s-o trezi să-i facă cum o vrea. Dar eu prefer la cuptor. Cuptor sau cușnițele. Da, și asta e, dacă era mai umblam, mai luam așa, că sunt departe. Ia să vedem cât să... Uite, am aici 17.000 de pași, uite, 12 km sunt, la 12 km distanță. Și mai am luat prin pădure 12 km, da. Oricum fac, cred că fac mai bine de 15 km până la mai. Adică încă o 3 km până la mașină pe drum. Da. Dar e fain. Aerul e... Acolo e spălat. A spălat ploaia. Aerul e parfumat. Păsările văd că sunt vesele că le-a spălat și pe ele. Și... Da.
bună, bună ploaia asta. Mai o să mai vin eu peste vreo două, vreo 3-4 zile după Băiescu și după ploaia asta o să iasă. Dar abia acum e prima dată când am culesul, jumătate plasă, da? O să mai vin, o să vin, că abia acum a început și am spus că e de durată. Durează cam vreo lună bureții ăștia. Că ies și gălbiorii, ies și, da, și laptoșii, și mitărcile o să iasă mai bine când o fi hribii, mânătărcile. Da. Ce să facem? Când am fost liber, m-a sunat și nevasta, s-a trezit, plouă, lasă plouă, că ne trebuie. Ploaia aia era, bă, ce plouă tare la mine, lasă plouă, și la mine în pădure plouă. Da. Ne, ce să facem? E să cădem pădure și o țin drept pe drum. Asta și... Da, tate. Veselie, pe păsările la sarai. Veselie, pe păsările. Se vede, este abur. Abur condensul de la... A fost pământul cald, că l-a încălzit soarele. Dar sunt plăicirea asta, nu e rece. Nu, e bună. E caldă. Încă e 20 de grade, 21. Și... E veselie mare pe dânsele. Aaa, ce-a fi discutând de ele acolo. Cirip, cirip, cirip. Cirip, cirip, cirip. Da. Mă vede, e fain și după ploaie, și după ploaie. Mișcarea. Mișcarea e faină oricând. Bă, de acolo se vede. Se vede așa o abureală. Nu știu dacă s-a observat cu pe cameră, dar în lungul drumului spre pădure acolo se vede condens. Toată la pline de viață. Am ales după ploaie acum primenite, spălate, păsărelele, toate vețuitoarele astea. Plantele, pomii, tot sunt parcă mai vesele. Parcă mai vesele. Uite, încolo am de mers. Nimeni pe drum, nu e nimeni pe drum. Decât eu. Da, acum, dă și soare. Ci că la 5 este soare. Soare. Asta e, mă, a venit vara. Dacă se întâmplă treaba asta, trage ploaie, vine soarele imediat după ploaie. Da, asta e vara, bă. Cum mânecă așa, eu încă sunt mai... Mai îmi dă 2-3 stoc am freză pe aici. Îmi dă 2-3 stoc pe freză și încă asta am mai deschis camera un pic ca să nu mă simt singur pe drum. Singur pe drum, ca să mai conversez și eu cu cineva. Da, cineva să mă spune că vorbesc singur. Păi vorbesc singur, ce vrei? Vorbesc singur în pădure, ia uite, a făcut un flash. Am dat un flash și aștept să... Aștept să tun. Aude, ce... Ce blitz mi-a tras. A tras un blitz.
Nu e nimeni pe drum. Nu mai, uite cu domnul. Domnul, ia uite ce hotorogește pe acolo. Da, așa se hotorogește, așa se nucile prin pod. Ha? Așa, așa se uite, m-am doi pași până la mașină. Băi, 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 băi copii, băi copii. Băi copii, băi copii. Ia să vedem noi acum. Ia să vedem noi acum ce avem noi după colț. Ha? Aici după colț. Ce avem noi după colț? Ia uite, o baltoacă. O baltoacă, băi, ia uite mașina mea, era să o ia apă. Doamne fere, doamna fere, uite. Ia uite ce am dat noi după colț. Mașinuța mea, băi, ia uite ce, bătea ea sărăcuța. Bătea ea în ploaie sărăcuța. Hai mă, fie rar să vii, am aici. Nu pot să-l cochele. Ei, nu bagă? Ce zici? Că nu pot să-l cochele? Îl pot în cheile, bă, de așa. Ia să vedem, ia. Am cochele. Umblă la portbagaj aici. Uite, am la portbagaj, am și unde să văd. Ei, vei? Am și unde să le. Umblă cu ele după mine. Imagine, am și poate de spinning și pe acolo. Ia să-mi scot eu rup sacul. Să-mi scot eu rup sacul. Așa. Și să-l punem în gutăci. Așa. Să-l scotem și... Și pe dumneai. Începem de pe dumneavoastră. Ce-i asta? Uite! Uite! Așa să o punem. Să punem drept. Drept fix aici, ca să scot din întăvița asta. Așa, și când se încinge la 40 de grade în mașină, s-a usucat. O găsești în bățul, dar ce să o sucă. Eram la 40 de grade. 50, 60 de grade, mai mult. Era. Și hai să o merem. Și hai să o merem spre casă, băi. Hai spre casă, că... Da. Merem spre casă, că s-a furat cam multe. Da? S-a furat ca multe. Da. Asta e. Nu e un supărare. Asta e, ne plouă, trebuie să ne plouă. Asta e, de la Dumnezeu, ne dă ploaie. Da. Aole, ce-a făcut? Ce-ai făcut, bă, spune? De la ploaie, de la Dumnezeu. Aici. E sucit? Stai așa sucit. Dar să s-o dăm jos de la cap, de la gât. Așa. Să-ți dau și hamul ăsta jos. Așa. Și mergem spre casă, băi. Da. Să șterg felinarele că îți spune. Nu știu ce, nu văd, nu văd dacă niște stropi. Bă.
Go! Ne uităm că mai trece rău să pune și centura. Așa. La 5 de soare.